Salutare, oameni buni, pentru astăzi, ziua de marți 28, vă propun biletul meu. Avem meciuri de Europa Champions League, sunt meciuri grele pentru că este faza, s-a ajuns în play-off-ul calificărilor, adică ultima dublă pentru a accede în grupele Champions League, unde vor fi o grămadă de meciuri. Am ales să joc Bodoglimt cu Steaua Roșie Belgrad. Bodoglimt, o echipă extrem de puternică, mai ales acasă, indiferent câte se spune că poate e din Norvegia, nu e necunoscută, nu are nu știu ce vedete, spaniole, brazilieni, bă, are niște jucători care sunt foarte bine organizați, o echipă cu acolo foarte disciplinată, cu finanțare destul de puternică, pregătire clară, echipa are o pregătire extraordinară, foarte mult profesionalism și echipa joacă bine. Iată, în ultimele 5 meciuri de acasă, victorii doar cu 3 goluri minim. 3-4-0, 4-2, 4-1, 5-1. Deci eu zic că șanse sunt foarte mari pentru Bodoglimt în fața Stelei Roșii, chiar că Steaua Roșie Brigada a jucat în campionat într-adevăr și 4 meciuri, victorii 4-0, 4-1, 4-1. Sunt echipe extrem de modeste acolo în campionatul Serbiei. Deci am jucat Dronobet 1 pe Bodoglimt, adică victorie fără egal, da? Dronobet 1 pe Bodoglimt, cota 1-30. Apoi la meciul Dinamo Zagreb-Carabag, ăsta e un meci mai greuț. Carabag a avut un parcurs excelent în Europa League sezonul trecut. În sferturi cu Leverkusen a fost cât pe ce să-i scoată. A fost 2 la 1 parcă pentru Carabag cu Leverkusen în tur. Apoi în retur a bătut 2-1 sau 3-2 Leverkusen cu mare, mare greutate. Deci cred că se vor da goluri. Dinamo Zagreb totuși pe teren propriu este foarte puternică. Are doar victorii și un egal în ultimele 5 meciuri. 5-2, 2-2, 2-1, 3-0, 1-0. Deși Zagreb este echipă bună, dar cred că și cei de la Carabag au potențial de a marca. Astfel că am jucat un bet builder 1x și peste 1,5 goluri în meci. Și astfel avem o cotă de 1,55 din acest bet builder. 1,55 din peste 1,5 goluri și Dinamo Zagreb 1x. Și apoi am mai adăugat un meci din tenis ca să facă o cotă un pic de 2,50. Am jucat la turneul de la din America, de la Winston-Salem, Zhou Shengshang. Ăsta este un tânăr, 19-20 de ani, foarte bun pe hard, este extrem de bun, a făcut surprize chiar cu jucători de top, joacă cu Navone ăsta, care e un jucător de zgură. Am jucat unul solist pe Zhou Shengshang ăsta. Este un jucător extrem de bun, deja a intrat în top 100. Așa că joc unul solist pe Zhou Shengshang. Ăsta este biletul meu, oameni buni. Din aceste 3 meciuri nu este o cotă mare, nu o să joc mai multă miză, deja am intrat iar pe minus această lună, dar cred că biletul ăsta e bun. Zagreb 1x și peste 1,5, Bodoglimt am jucat Dronobet 1, trebuie doar să nu piardă Bodoglimt ca să nu pierdem banii, iar Giu Cenșang ăsta 1 solist. O să joc 8 unități, cotă de 2,50, da? 8 unități voi juca pe acest bilet. Dacă îl jucați și voi, să avem baftă. Mersi de atenție. Ne auzim data viitoare.